tot ce știi, transformă în mii. Beneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptarea. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Beneș Curcanul la Europa FM. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau nimic. Trebuie să inventăm, apropo de joacă, dansul curcanului, ca să jucăm cu curcanul de 15 kg, pe care îl avem și în această dimineață, de la Peneș Curcanul. Eu am încercat dansul curcanului, să știți, sunt convins. Și ai făcut hernie. Da, nu știu dacă am făcut hernie. Da, e un spectacol în sine. Curcanul are în el în această dimineață 1600 de euro. Asta dă umplutură. Sub aripa curcanului se află 1600 de euro, bani pe care poate câștiga Ciprian din Bacău. Bună dimineața, Ciprian. Salut, Ciprian. Bună dimineața, băieți. Ce faci, Cipriene? Ce să facem? Uite, la birou, la muncă. Bravo. Foarte bine. Cu ce te ocupi? Parte tehnică, director tehnic la o societate. Director tehnic. Cum să zic? Hai să zicem director. Ai și tu masterul? Avem, toată lumea avem masterul. Avem masterul la bun. Toată lumea masterată. Da. Foarte bine, Ciprian. Cu ce colegi ești prin preajmă? Sunt cu două colegi. Atât? Subalterne sau și mai directoare? Toată lumea este director. Toată lumea este director. Cel mai bine. Dublu sau nimic cu directori astăzi. Da. Gata. Trei directori. Ne poți spune în ce gen de director sunt doamnele, ca să știm ce... Cu ce avem? Director financiar? Cu cine avem de a face? Financiar. Bun. Gata. Domnilor directori, în AGA astăzi o să așteptăm răspunsurile dumneavoastră în interval de 6 secunde de la lansarea întrebării. Doamnele pot să vă ajute cu răspunsuri, însă dumneavoastră trebuie să dați răspunsul final, domnule director. Asta e lucrat de venit, fac dumneavoastră. Am lucrat în filmul ăsta cu directori. Da. Deosebit respect. Zici, Ciprian, e tot în regulă? Tot este în regulă. N-ai emoții, să nu... Aștept. Da. Nu vreau să aud de emoții. Așa. Cam ce decizie ați luat ca directori până în momentul ăsta vis-a-vis de... V-ați făcut o strategie? Vă opriți la 400 de euro, la 800, la... mergeți până la capăt? Sincer, chiar nu mi-am făcut nicio strategie. Vedem cum decurg lucrurile și în funcție de asta decidem dacă mergem sau nu mergem mai departe. Și dacă e nasol, dați vina pe angajați. Da. Normal. Gata. Putem să vă deranjăm cu pine în prima întrebare? Sigur, vă să rog. Trăiți. Ciocăne frumos la ușă, deschide și poftește. Haideți. Ia, să înceapă. 200 de euro. Ciprian. Ascult. Cine era zeul vinului și al beției în mitologia romană? După domn director, îl întreb de beții, de distracție, de vin, de alea. Dăsul era, puteai să întreb cine era zeul muncii. Care a, al cărui nume a fost... Dionis. Nu. Na. Celălalt. Celălalt Dionis. Ăsta era al grecilor. La greci. Era fost personaj de film la noi. Ștefan Mihailescu Brăila. Secretul, secretul lui... Dionis. Ba... Secretul lui... Ba... Secretul lui Bach. Hai măi, Ciprian, Bachus. Bachus? Bachus. Bachus battle să-l bată norocul pe Bachus. Vorba aia. Atitudine bachică. Petreceri bachice. Da, bachic. Fel de fel. Doamnele directoare. Doamnele. Eu m-am gândit la Bachus, dar sincer, m-ați luat cu Roma. Păi mi s-a părut că... Păi și doamna, cred că aia cu mitologia romană te-a încurcat, nu? Exact. Că ai zis că acolo e vreo șmecherie. Bine, e nicio șmecherie, dar acolo e băiatul, Bachus. Dânsul. Te rog, pic doamnele, de respect. Doamnele directoare, ce au spus? Data viitoare. Doamnele, au plecat, nu că așa am văzut eu colegii cum fac. Nu știu răspunsul, se șutez în birou. Ciprian, hai că noi avem o treabă, revenim. Succes, succes, baftă. Mulțumesc, o zi avem bună. Încredere. Stai, nu. Da. Da, asta a fost. Din păcate. Banii rămân la noi. Nu că nu pleci cu mâna goală de la noi.
Nu, sigur că nu pleci cu mâna goală. În primul rând, torni un șpriț ca să te gândești la întrebarea asta. Asta odată. Și doi, ai un curcan de 15 kg din ăla ca lumea, românesc. Adică i-am verificat noi originea pe etichetă și e bine să faceți și voi lucrul ăsta. Alegeți să consumați carne de curcan românesc, verificați întotdeauna originea pe etichetă, da? Da. Mulțumesc mult. Și friptura aia de curcan merge și cu adăugire bahică de bună calitate. Așa este. Numai bine, Ciprian. Ciprian din Bacău, mulțumim. Deșteptarea. Every morning, first thing I turn on in the morning to wake me up. Love the morning. La Europa FM.